credincioși. Când vede din săptămâna aceasta, ne trage atenția nu cumva să ne mai și noi mai Iuda. Desigur, Iuda este un personaj complex și el a rămas în conștiința umanității pentru cea mai mare trădare. A fost cea mai mare trădare pentru că cel trădat a fost cu totul nevinovat. Multe trădări au fost în fărea lumii, dar Hristos este unic. Și de aceea și trădarea lui Iuda este unică și a rămas ca atare cu voștința umanității. Numai că ispita este pentru fiecare ca să trădeze pe Iisus. Și oamenii în antreabil nu strădează pe Iisus. Sunt foarte mulți oameni care trădează pe Iisus și se fac răstrictorii lui. Atrăgeam atenția cât de mult asupra vitelor apostolului din Epistola către Evrei, capitolul 6, unde se vorbește de apostați, de cei care se leagă de creștinism, care unii care înrăstrâneți a doua oară lor și pe Hristos ceva de major. Toți cei care, după ce au fost creștini, și avem atâția botezați, care n-au nicio legătură cu Hristos, toți aceștia care leagă de Hristos, se fac vinovat de păcatul lui Iuda. Vedeți, prin păcate de moarte, noi ne despărțim de biserică. Chiar dacă nu ne despărțim de biserica oficială de corpul ei, prin păcate de moarte, ne despărțim de biserică. Mai ales de aceea, e oarecum obligatorie spovedania înainte de împărtășanie. Pentru cei care despărțiți fiind, se reunesc cu biserica de care s-au despărțit, prin păcat. Și se spune în recitirea de la povedanie, împacă și unește cu tine și cu Sfânta ta potolească, sovrâncească biserica. Iuda ar fi putut, prin pocăință, să fie și el reunit cu Hristos. Numai că el nu s-a pocăit. El a căzut în deznădejde și s-a dus și s-a spulburat. De aceea Mântuitorul spune că din cei pe care i-a dat Tatăl n-a trebuit pe niciunul decât numai pe Iuda, care s-a făcut vânzătorul său și care nu s-a pocăit. Și pentru din slăbiciune s-a lepădat de Mântuitorul, dar pentru s-a pocăit și a fost cu amar, și a fost reprimit în comuniunea cu Hristos și în comuniunea Apostolilor. Dispre nicioși, să ne gândim la puterea păcatului, cum l-a prins păcatul de Iuda. A fost lângă Iisus. Era protejat de Iisus ca și ceilalți apostoli. Mântuitorul era ca un părinte de prin, ca un tată și ca o mamă. Când s-a despărțit de ei, a zis, nu vă voi lăsa orfani. Pentru că ei aveau simțământul acela că Mântuitorul era orfan. Iuda a fost el însuși un fiu, glorișesc pe Mântuitorul. Și l-a cumplit Mântuitorul ca tată și ca mamă. Cum a lucrat păcatul lui Iuda atât de cumplit? Deci există puteri în păcatul care noi trebuie să ne socotim. Păcatul nu este o simplă abstracție. În spatele păcatului sunt puterile vrăjmașii lui Dumnezeu. De aceea suntem extrem de atenți și noi trebuie să fim prinși de păcat. Și să ne apropiem de Hristos cu multă stăruință și să ne judecăm gândurile și de vrăjmașe și pornirile și rele, ca astfel să rupem din rădăcină puterea păcatului. De fiecare dată când venim la Sfânta Împărtășanie, îi spunem nici sărutare că voi da ca Iuda. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de liber este pentru fiecare dintre noi să facem ce-a făcut Iuda. Să-L vindem pe Mântuitorul de nimica, pe cel nevrednic, să-L vindem pe un preț de nimica, și atâția dintre noi sunt
de viață. Cum i-a dat Iuda, predându-l în mâna vrămașilor săi, iubiți credincioși, să fim primitori. Și cazul lui Iuda să ne fie permanent avertisment.